Concurenții de la Survivor România au aflat miza jocului de această seară. Faimoșii și războinicii se vor înfrunta în primul joc de imunitate al săptămânii de la Survivor România. Miza jocului este dublă. Iată în ce constă premiul suplimentar. Jocul din această seară este unul de maximă importanță pentru faimoșii războinici. Echipa câștigătoare va primi premiu suplimentar și nu va face nicio nominalizare. Înainte de a da startul meciului de imunitate din această seară, Daniel Paveli a anunțat pe concurenți care va fi miza. Faimoșii și războinicii au primit cu mare entuziasm vestea că miza jocului constă în mâncare. Haideți să aflăm și care este recompensa suplimentară a jocului pentru imunitate, primul joc al săptămânii. Echipa câștigătoare a primului joc de imunitate al săptămânii va primi 1,5 kg de mălai, 4 cepe și câte 2 ouă pentru fiecare membru al echipei și jumătate de litru de ulei. Echipa câștigătoare va primi cantitatea integrală, iar echipa pierzătoare primește jumătate, a spus Daniel Pavel. Atât concurenții din tabăra războinicilor, cât și cei din tabăra faimoșilor s-au bucurat când au auzit miza din această seară, deoarece își doresc să câștige recompensa din această săptămână, având în vedere că în ambele echipe se simte din ce în ce mai mult lipsa hranei, concurenții fiind înfometați și epuizați din acest punct de vedere.